Ziua 102. În momentul în care spui un adevăr, acesta devine minciună. Rostește-l și l-ai făcut deja fals. Rămâne adevărat doar atunci când trăiește în tăcere profundă în interiorul tău. Efortul meu este de a te ajuta să-ți citești ființa interioară, pentru că numai acolo vei găsi adevărul gol-goluț, nepoluat, necorupt de cuvinte, de limbaj, de învățați, de preoți, de interpreți, de comentatori. Numai în interiorul ființei tale vei găsi vocea lui Dumnezeu, discretă, abia auzită. Nu trebuie să îndeplinești decât o singură condiție pentru asta. Trebuie să devii tăcut. Să nu faci niciun zgomot pentru a putea auzi, pentru a putea